Aici s-a derulat până în sus și s-a încheiat undeva în această parte. Iată explozia, suficient de mare și suficient de puternică, însă nu eu sunt specialistul acestei probleme. E vorba de senzorii care au înțeles ce se întâmplă, au transmis mai departe informația domnului Ștefan Tătaru, care este responsabilul acestui observator. Bună seara, domnule Tătaru! Bună seara! Deci, cum spuneam, cutremurul care a avut loc azi noapte, un cutremur de magnitudine 6 pe scara Richter, cu o intensitate între 6 și 7 pe scara Mercalli, care a avut epicentru într-o zonă foarte apropiată stației seismice de la Vrâncioaia.